Limba română le poate da de furcă multor vorbitori, așa că deseori apar discuții contradictorii în privința utilizării unor cuvinte. Este și cazul substantivelor cearceaf și cearșaf. Înainte de a vă spune care este versiunea corectă a termenului, să vedem de ce părere este dexul de pe stradă. Cearșaf. Cearceaf. Cearșaf. Cearșaf. Îmi plac cearșafurile curate. Cerșaful este proaspăt spălat. Pot să schimb cerșaful? Dați-mi, vă rog, cerceaful. Cerșaf? Cerșaf. Aș zice, cerșaf e una și cerceaf e altceva, alte noțiuni. Am un cerșaf foarte frumos. Cerșaf, mă tincă. Cerceaf. În dicționarul explicativ al limbii române există ambele forme, cearșaf și cearceaf. Cuvântul are două sensuri. Primul, obiect de rufărie pentru pat, confecționat din pânză ce se așterne peste saltea sau cu care se îmbracă plapuma. Și al doilea sens, pânză de turban, șal. Fără a încălca vreo normă literară, vor fi utilizate ambele versiuni. Totuși, dacă sunteți foarte scrupuloși, puteți folosi varianta cearșaf, aceasta fiind una recomandată de lingviști. Cearceaf este doar o formă tolerată a cuvântului. Să formulăm și propoziții integratoare ale termenilor analizați. Cearșafurile din satin sunt moi și confortabile. Hotelul a achiziționat cearceafuri noi pentru toate camerele. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.